copilării este una de mare importanță. În jurul acestei sărbători s-au organizat de mai bine de 30 de ani Târgul Creatorilor Populari și în ultimii ani, împreună cu acesta, Festivalul Național al Tradițiilor Populare. Am să vă spun câteva cuvinte pe scurt despre această ediție a Târgului Creatorilor Populari, urmând să invit colegele mele să prezinte ediția de final și de bilanț a Festivalului Național al Tradițiilor Populare. Târgul, nu sunt multe lucruri noi de spus despre el. Este cea mai mare manifestare de gen organizată de muzeele din țară. Așteptăm și în anul acesta peste 150 de meșteri și creatori populari din întreaga țară care pregătesc pentru toți cei care vor vizita Muzeul Astra în acest weekend, un weekend de sărbătoare prelungit până luni, când prăznuim Sfânta Mărie Mare, cu toate roadele muncilor de peste an. Avem reprezentanți ai tuturor meșteșugurilor tradiționale. Se vor găsi produse pentru gustul și buzunarul fiecăruia. Avem și câteva ateliere practice cu meșteșuguri, să spunem, mai puțin obișnuite până acum la târgul nostru, cu împletituri de nuiele, coșuri de nuiele făcute de meșteri din Mălâncrav și ateliere de tâmplărie. Bineînțeles, în zilele care nu sunt de sărbătoare mare, ceilalți meșteri își vor aduce și ceva de meșterit, de terminat dintre produsele lor, pentru a demonstra că ceea ce au la vânzare este produs de ei, este lucrat de mâna lor, sunt lucruri autentice, tradiționale, așa cum le-au învățat de la coși strămoși.